Anda Călin și Liviu Vârciu au adus întreg universul în camera micuței lor și nu au ezitat să fotografieze designul realizat și apoi să-l încarce pe rețelele de socializare. Ce avea să se întâmple nici prin cap nu le-a trecut. Oana Mareș a văzut, zice ea, pe marele internet fotografia respectivă și nu pe conturile susnumiților. Nu a apreciat opera de artă și nu s-a ferit să-și dezvăluie în mod public opinia. Aș avea o singură problemă să mă odihnesc în acest dormitor. N-aș putea dormi de râs la gândul că cineva produce chestia aia din tavan și apoi m-aș tăvăli tot de râs cu gândul că există cineva care o cumpără. A fost o parte din mesajul vedetei. Ce nu știa Oana Mareș e că Anda Călin avea să vadă postarea și să-i lase un comentariu de toată frumusețea. Fetița noastră și-a dorit să vadă luna pe cer când adorme mami la prânz. Putea să fie din punctul tău de vedere și cel mai mare chici, atâta timp cât tu nu intri și nici nu vei intra niciodată în acest dormitor, poți râde doar la o poză. Mesajul Andei Călin avea să o scoată din sărite pe Oana Mareș. Drept urmare, blondina nu a ratat ocazia să-i arunce câteva săgeți soției lui Liviu Vârciu. Sunt convinsă că nu ți-am fost dragă vreodată pentru că nu ne cunoaștem, poate cu atât mai mult acum. Nu dorința de a avea așa ceva este problema, ci rezultatul. Dacă ați dat și bani pe el, cu atât mai mult îmi pare rău. Mesajele aveau să fie mult mai lungi, dar și mai pline de înțepături. Iar la un moment dat, Oana Mareș a simțit să o atace și mai mult. Confunzi lucrurile și paranoia unei celebrități dobândite te determină să fii mult mai înverșunată decât ar trebui să fii și chiar lipsită de respect.